Edilul șef avertizează 50 de unități de învățământ din municipiu că mai au 2 săptămâni pentru a cheltui sume importante de bani alocate de minister și că, dacă nu o fac în timp util, atunci la anul nu vor mai primi alți bani. Edilul este supărat că, deși se plâng mereu că nu au fonduri pentru a achiziționa diverse bunuri sau servicii, acum când banii există, unii directori nu sunt în stare să-i cheltuiască. Eu îi anunț public pe cei care nu-și vor cheltui banii alocați, că dacă n-au fost capabil să cheltuiască banii din acest an, nu are niciun sens să le mai dăm anul viitor vreun leu, deoarece înseamnă că ei au absolut de toate în școală sau în grădiniță. Sumele nu sunt deloc de neglijat, pornind de la câteva 10 de milioane de lei vechi în unele cazuri la peste 1 miliard în altele. Trebuie să-și plătească utilitățile și să-și cumpere ce mai au nevoie pentru a nu pierde bani. Bălcescu, 1.210.000.000 de lei. Liceul cu program sportiv, 1.230.000 de lei. Și cred că ar putea să folosească acești bani și pentru dotarea internatului, având în vedere faptul că acolo vrem să mutăm elevii de la centrul de excelență în box. Astăzi, mai mulți directori ai unităților vizate stăteau la coadă pe holurile primăriei pentru a se lămuri ce au voie să cumpere și ce nu în cele 2 săptămâni pe care le mai au la dispoziție.